ușor să vii să te plimbi pe aici să vorbești despre valori. Este ușor să vorbești despre valorile brătienilor care stau aici în curtea noastră și ne urmăresc. Dar îți trădezi mentorii și spui că te gândești la viitor. Un nume în societate și în politică se creează prin fapte. Mi-aduc aminte cât am muncit și cât am alergat împreună cu marea majoritatea dumneavoastră în campanii electorale. Politica se face de către oamenii care sunt în campanie electorală. Sunt profund onorat și vă respect pentru că sunteți aici într-un număr atât de mare. 30.000 de voturi mi-au lipsit ca să fiu la Consiliul Județean în acest moment. Sunt sigur că putem să facem lucrul acesta în continuare, dar avem nevoie de echipă. Avem nevoie de oameni care sunt verticali, care sunt morali și care muncesc de dimineața până seara pentru acest partid și care iubesc acest partid. Nu am vrut să fac politică niciodată în viața mea, până când acum 2 ani m-a convins președintele Mihuțescu. 2 luni de zile i-au trebuit să mă convingă. Pentru că am văzut oameni care se perindă, care sunt oportuniști și care nu au niciun pic de caracter, dar care vor să facă politică în România. Nu putem face asta. În egală măsură însă, vreau să înțelegem cu toții că dușmanul nu este aici în sală. Dușmanii noștri sunt în afara sării și sunt din ce în ce mai mult. Putem câștiga primăria Pitești, putem câștiga județul, dar cu oameni care sunt muncitori, consecvenți, morali și care sunt capabili să muncească și să dea totul pentru a face din această filială mândria țării, pentru că suntem un județ sfânt care a dat prin familia Brătienilor și familia Golescu nume adevărate la care trebuie să ne raportăm și pe care trebuie să-i facem mândri. Eu nu am văzut, vă spun sincer, de când am intrat în politică, la nivelul Piteștiului, un om care să iubească atât de mult acest partid și care să se implice în toate campaniile electorale cu cea mai mare bucurie și larghețe. Am decis să fiu astăzi membru în echipa acestui om. Gelu Tofan este singurul care poate uni această filială, iar faptul că eu am ales să fiu membru în această echipă va fi o garanție că vom face tot ceea ce argeșenii așteaptă de la noi, să câștigăm, fără drept de apel, primăria și județul. Vă mulțumesc, domnule, este perfect.